Noise. Te bateți? Mă așteptăm. Avem o zi frumoasă? Foarte frumoasă. Bine, mergem. Cum doriți. Sunt onorată să mă aflu aici astăzi lângă dumneavoastră. Văd că și vremea ține cu noi și ăsta este un semn bun. Vreau să vă spun că, așa cum până acum, liberalii, când au promis, s-au ținut de cuvânt, așa cum până acum s-a dovedit că liberalii, că Partidul Național Liberal s-a angajat să apere interesele cetățenilor și așa a făcut tot. Așa și de acum încolo, Partidul Național Liberal, care este Partidul Competenței Economice, care este partidul care vrea să aducă în continuare bunăstare, care dorește să susțină România în procesul acesta de absorbție a fondurilor, care dorește să susțină autoritățile locale și noi de la Bruxelles, noi europarlamentarii putem face lucrul acesta, să susținem autoritățile locale în demersurile pe care le fac în accesarea fondurilor europene. Așa cum până acum Partidul Național Liberal, prin oamenii pe care i-a avut la Bruxelles, a reușit să promoveze interesele României, așa o va face și de acum încolo. Și cred că împreună cu dumneavoastră, împreună cu toți cei care vor merge la vot, vom reuși să aducem mai multă bunăstare pentru România, să aducem dezvoltare României și să aducem speranța unui viitor mai bun pentru copiii noștri. Vă mulțumesc!